Vă spuneam ceva mai devreme la început de emisiune despre tanti Anica. Are 106 ani, este din Războieni, Neamț. Este o femeie de toată isprava. Vreau să spun că a uitat numărul exact al nepoților și nu mai ține nici șirul strănepoților, dar se descurcă singură în gospodărie fără să ceară ajutor de la nimeni. Ei bine, femeia noastră gătește, ține casa, ea îngrijește animalele din bătătură, face de toate. Un singur lucru o întristează. Și știu că o să sune cam dur, dar vă spun, femeia asta zice în felul următor. E frică că Dumnezeu a uitat de ea și că o lasă să trăiască veșnic. Asta spune dumnea ei. Este o femeie excepțională și o poveste excepțională acestei femei de 106 ani. Priviți acum! Suntem în Războienii de Jos, județul Neamț, iar aici, la numărul 104, locuiește tanti Anica. Este una dintre cele mai în vârstă femei din România. Locuiește singură, iar de urât îi țin amintirile dintr-o viață atât de lungă. Care este secretul longevității? Nu știm, aflăm astăzi de la ea. Tanti Anica s-a născut în anul 1909, pe 23 septembrie. A prins război, foamete și cutremure în cei 106 ani. A trecut prin epoca regalității, a trăit comunismul și își duce bătrânețile cu aceeași liniște interioară în capitalism. Își aduce aminte cu greu cum era pe vremea când era copil și locuia cu părinții alături de ceilalți 8 frați. Dar aveați haine, aveați jucării? Jucării? Țapa? Nici copil la țapă, la treabă. La voi, la vași. Nu la jucării. Vai. Nu era copil să joace atunci. Avem moi câte 20 de ore de acasă. Câte 2 vași, 2 cai, 2 cai, smei. Mai trebuie la treabă. Dacă așa era. Și ca acum. Făcea mama câte un cuptor de pâine. Cu la cuptor, cum făcea. Dar acum nu mă cumpăr oameni. Tătișele. Așa cum erau orânduite lucrurile acum un secol, tanti Anica nu s-a căsătorit după cum i-a dictat inima, ci după cum a hotărât tatăl său, cel care i-a ales bărbatul. Tata o fi bun. Și am venit acolo, când am văzut moșneagul și-a lăsat casă. Mai bine mă ducem și eu ca soră mea, că aveam o soră fugită. Ei, am ascultat asta, dar... Ei, dar a fost moșneagul, eu a fost bărbat, eu bun. Nu a fumat, nu a băut, nu m-a înjurat, nu m-a bătut, niciodată nu a dus nici măcar. Cum erați când erați tânără, așa adolescentă? Ei? Am fost frumusă, că am fost. Da. Cum erați? Erați înaltă? Okay. Erați înaltă? Da, cum? Așa. Nu așa înaltă, dar am fost. Dar am ghiboșat. Aveați ochi albaștri? Erați blondă sau așa mai brunetă? Da. Cum erați? Nu chiar blondă, așa negrișoasă am fost. Tanti Anica nu are vreo rețetă minune. N-a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe și nici pe cel al nemuririi. Spune că munca a ținut-o în viață până la vârsta asta. De 100 de ani, femeia nu știe să se fi oprit vreodată din treabă. E adevărat, nici nu știe ce înseamnă fast food ori mâncare procesată și a avut mereu un stil de viață echilibrat. A mâncat doar ce s-a gătit în casă, din ingrediente producție proprie. Nu a făcut exces nici de vizite la spital și nici de medicamente. Nu, Ionica. Zic, te-i mă doare capul. N-au fost el. Pleacă de aici. Dar am mai făcut treabă, bine. Dar nu mai fost drag să fac treabă. Am adunat, bine. Și mă gândesc eu, cum nu mă mai muri nici așa acum. Poate hărnicia asta v-a ținut în viață. Dar știți că sunteți una dintre cele mai în vârstă femei din țara noastră? Din România? Da, vă zici. Ați rezistat. Cum ați rezistat? Deci așa, cum mă vezi. Dar cum au fost anii ăștia? Buni. Dar acum nu mai am neplăceri. Au fost buni? Am putut face treabă, am ieșit, am făcut, am avut tătișele.
m-am dus la biserică, m-am dus cu fetele la nuntă, la... dar am și să fac. Am ajuns chirigoai că stau așa aici. Dar de ce credeți că ați ajuns la atâți ani? Eu știu. Nu știu, Dumnezeu știe, eu nu știu. Sunteți cea mai în vârstă femeie din România. Dar ce să fac? Facem o poveste cu dumneavoastră. Dar de ce plângeți? Nu sunt bucuroasă de mine. Dar de ce nu sunteți bucuroasă? De ce? De ce nu sunteți bucuroasă? Dacă Dumnezeu i-a dat chiar. Dumnezeu v-a dat o viață frumoasă. Nu? Așa tot am vrut, nu? Dar să nu mai mor. Bătrâna nu înțelege de ce n-a luat-o încă bunul Dumnezeu la ceruri și se teme ca cel de sus să nu o uite aici pe pământ din cauza păcatelor ei. Sora ei mai mică are 90 de ani și din cei 7 copii, doar 4 mai sunt în viață. Cu vârste cuprinse între 73 și 81 de ani, copiii nu încetează să se mire și ei de vitalitatea și energia mamei lor, care și la 106 ani are ambiția de a se descurca fără ajutor. Ce bătrâni ești azi? Uite așa mă duc. Uite așa. Uite. Uite așa eu. Da. Vezi? Și vă faceți așa singură foc? Da, cine să ne facă? Și mai bine mama? Sunteți harnică foc. Sunteți harnică. Mai sunt harnică, eu am. Sunteți foarte harnică și mai aveți încă putere. Dar cine e acolo în poză? Acolo în poză. Un nepot, aneu. Un nepot? Dar cu soțul dumneavoastră aveți poză? N-am nică. Cu moșul? N-am trebuie poză nici. Uite cum e să fac. Cu ajutorul câtorva sfaturi prețioase de la mamaia Anica și reporterul la măruță, a învățat să facă o mămăliguță ca la carte. Așa ce să fac? Râdeți de mine! Nu știu! Nu-ți bună de măritat, așa? Da. E bine cum fac? E bine? De mine, băi, fău. Dar e bine cum învârt? Da, cum? Ce învăț, eu să învăț. Cum știi? Așa? Așa. Nu mai trebuie de făină? Să mai pun făină? Mai pun un pic. Mai pun făină? Doar foarte puțin. Așa doar ți-a prins. Să-mi ziceți cât. Băi, dar nu pui multă. Nu, să-mi ziceți cât. Mai pun, pun. Da, așa, pe ziceți. Să mai pun? Pune. E gata, da? Gata. E foarte bună și miroase foarte bine. Bun. Să ne mai primiți! Okay. Să ne mai primiți și la 120 de ani la mămăligă, poate! Doamne, Maica, du-te, 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 du-te,